Tare mult, Neața continuă. America Express continuă. Sezonul 6, periculos de spectaculos. Am fișe aici ca să nu rămân fără idei. Mulțumim tare mult. Doamnelor, domnilor, ne întoarcem în platou pentru concursul nostru. Ce fericește un telespectator de Neața, dar și de America Express. Abonamente, Antena Play, un rucsac exact ca cel purtat de participanții la America Express sau la Asia Express și marele premiu care constă în prezența fizică la filmările următorului sezon America Express 7. 7 deja? Îți dai seama? Uai, doamne! 7, îți dai seama ce bine am atunci? Dar tu nu ești din Republica, mă, de ce vorbești așa? Eu sunt o combinație de Chișinău cu Târgu Mureș. Ei, na. Sunt născută la Chișinău, crescută la Târgu Mureș. Serios? Da, mă. Hai de mine și de mine. Doamnelor și domnilor, o să facem în felul următor. O să-l salutăm pe prietenul nostru Cosmin, de 31 de ani din București. Bună dimineața, Cosmin. Bună dimineața, bună dimineața. Ne bucurăm că ești în legătură directă cu noi. Ai șansa să câștigi o grămadă de premii interesante. Trebuie să fii atent la Neața, dar să fii atent neapărat și la episoadele de America Express. Te-ai uitat aseară? Da, m-am uitat. Ai văzut că fetele noastre prezente în platou au avut parte de imunitate. De imunitate, sigur, da. Da? Ți-a rămas în cap vreo vorbă a fetelor? Că mie mi-a rămas una. Cine suntem noi, ziceau ele, să spunem nu la un pahar de șampanie? Cine suntem cine noi suntem? Să spunem nu la un masaj? Cine suntem? În tot timpul acesta, Eduard Sanda cerea de mâncare. Estima emisiunea. L-ați văzut? Da. I-am dat mesaj, zic, sunt fanul. Dar mănâncă în continuu. Fanul tău, tată, e bine de tot. Mă bucur că ai apărut la America Express. Un suco. Să-i dați cineva suco lui. Mi-a dat înapoi ce mesajul ăsta. Mi-e foame, mă, tătică, mă. E foame? E în creștere, mă. Păi da, dacă are 20 de ani. În creștere. Știu și eu cum e. Bun, fetelor, o să facem în felul următor. O să încercați voi să-l ajutați pe Cosmin să câștige marele premiu, să câștige premiile puse în joc și să aibă șansa la marele premiu, prezența fizică la filmările America Express, dacă pune pe banii pe voi, dacă vă alege pe voi. Sau băieții care au reprezentat Asia Express, fiecare mare și realizări extraordinare. Cu realizări nemai pomenite. Fantastic. Tu ai jucat finala, nu? Evident, am pierdut-o. Tu ai pierdut finala și tu n-ai Tu ai ieșit în... El nici n-a văzut semifinala acum. Deci vă înfruntați cumva și ei cunoscând despre ce este vorba. Ce trebuie să faceți de îndată ce vă alege prietenul nostru? Să aruncați ouăle pe care le-am poziționat în cofrag peste gard. Tacheta asta montată de colegii mei. Adică așa luăm, așa aruncăm ouăle, așa le prindem on the other side. Cosmin, ca să intri în întâmplare, trebuie să-mi răspunzi la o întrebare. Te-ai uitat aseară? M-am uitat, da. Perfect, înseamnă că știi. Concurenții au trebuit să culeagă și să mănânce la una dintre misiuni fructe de goji, de guaiaba, de gurana sau de kaki. Guaiaba. Guaiaba erau fructele pe care le-au mâncat. Bine, uitule! Le-au mâncat aseară în emisiune. Trebuie să alegi acum o echipă. Ce crezi tu că va fi câștigătoare? Asia Express, adică al nostru Florin, ai noștri Florin Cicuza, sau America Express, drumul soarelui, sunt Ziana și Laura. Gândește-te bine, da? Este o alegere foarte greu de făcut. Știm, trebuie să ne alegi. Eu te înțeleg perfect că nu joc eu astăzi. Având în vedere că fetele sunt în actuala ediție de America Express, o să aleg să îmi pun șansa în mâinile lor. Treabata, pierzea iurea. Hai, ce presiune imensă! 2, 4, 6, 8 ouă. Astea sunt succesiunile. Numărăm la final câte au rămas. Sper să nu dezamăgim. Dar putem să punem câte 2 sau mai multe? 2, 4, 6, 8 Okay, voi primi, okay. Asta este succesiunea. Voi primi, da. Hai, aruncați dintr-o parte în alta. Alegeți voi cine să participe la 2, la 4, la 6 sau la 8. Important e ca nu doar una dintre voi să ducă concursul la sfârșit. Hai, bă, cine să înceapă? Eu. Să înceapă Cuza. Ai 2 ouă. Încep cu 2 ouă, Cuza. Vezi cum e cupat? Nu. N-am ajuns acolo. Hai. Începem. 4 sau fără 4? Bine, uite ce era. 3, 2, 1, hai cu Cuza. Bun! Ai rămas bine. Să punem sau nu?
dintre ei. S-a prins, după care s-a spart. Le arunci ușor, da, cât să treacă. Eu la două? Da, la două sunt ea, ușor. Să fii atentă la bară, să nu dai... Exact ce am zis! Foarte îndemânatică e Sânziana! Mai avem o șansă? Ai spart ouăle! Okay. Cred că erai bucuria producției, Florine! Haide! Hai ce se bucură tipul ăsta! Mamă, zici că ești tenase! Ia! Joc de amulete, băiatul meu! Am 3, 4 amulete alea acasă! Da? 3, 2, 1, când vrei! Ce faci, Florine? Ce aveți? Ce v-a luat? Ne-a pus ca pe porumbei. Laura, ne bazăm pe tine. Am prins unul, da? Avem unul. Deci avem 3 prinse. Haide, te ieși în altă. Haide, ușor. Hai, Laura. Da, mi-e super ușor. Unul aveți. Sunteți gata? Și ăsta e sport. Tu să fii gata. Nu. Vezi că dacă le prinzi pe toate, o să fiți pe primul loc. Sunteți gata? 3, 2, când vrei. Hai, Laura, hai! Mă, ce le-ai aruncat! 3! Cum 3? Stai că... 3 are, 3! Asta e, s-a spart, le-am luat și de... Păi și oricum... Hai că suntem ok, avem o șansă! Hai de mine, sunt mai mult decât... Groaznic! Florine, aici sunt! Măcar 2! Cât trebuie 6 acum? Când vrei tu, da? 3, 2, când vrei! 3, 2, uite-te aici, coace! 1... Avem 4! Bune! 3, 4... 4, mă, ce-am sacrificat! Nu e unul mai, ok. E bine ce ai făcut aici. Ia, ajută-i tu, ajută-i tu, Ramona. Așa. Când puteți. Vezi să nu-ți dai mai față cu ce ai rămas pe colț. Amortizează nițel când arunci, da? Nu uita că e cu premiu. Hai, te rog, să-mi zic. Amortizezi când arunci și când tăceți. 3, 2, când vrei tu. Hai să-mi zic. Bravo! Opa! Mai bine, 3, cât avem 3, până 2, acum? 2, 2, 2 și cu 2, 4. Voi cât ați avut? Avem 4 prinse cu 1, 5. Nu, ăla era spart. Era spart. Deci 4, 4, 4, egalitate, hai. E egal, hai. 5, e 5, că din 2 s-a spart. Ia, dă seama că face schimbă în direcție, fii atent. Bă, nu încerca, nu schimba nimic, că te-ai prins. Taci din gură! Ce facem acum? Începe. 8. 8. Uite, ia. Bravo, bă, Florine, bă. Te-ai prins, Florine. 2. 3! Mamă, 4! Da, sus. 3, 4, 4, deci cât a prins? 4 a prins? 4 a prins. Unde, mă, că e spartul, nu vezi? 3, 3, da? Deci trebuie să prind minim 3. Minimum 3, da. Hai, Laura. Hai, că le dai pe toate. Pentru Cosmin! Auele! Hai, Laura. S-au dus! Avem 4, avem 4, avem 4. Așa m-au dat și afară atunci din Asia. La fel m-au făcut. 4, 1, 2, 3, 4. Așa. Cosmin, felicitări! Bravo! Gata? Nu știu că se mulțesc Podor. Ai filiu, mulțumim tare mult fetelor. Cosmin, ai primit premiul nostru, este un sac. Express în drumul soarelui. Ai primit și abonamentul la Antena Play. Vezi că încă ai parte la de ecranele deschise. Și musai și neapărat ai primit șansa de a fi prezent la filmări. Ăsta este marele premiu. O să afli mai multe în zilele eu cu tine trebuia să merg, de fapt. Ce urmează. Avem lucruri.